Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii De partea legii. Am încheiat anul 2019 alături de subinspectorul Bogdan Gheorghiță. Îl începem tot în compania dumnealui, pentru că poliția județului Vaslui vine să ne dea raportul, de fapt să vă dea raportul despre ce anume este vorba. Vom discuta în minutele următoare cu invitatul meu, invitat care a făcut eforturi cu adevărat deosebite pentru ca să fie alături de noi, motiv pentru care îi mulțumesc, vă mulțumesc din toată inima pentru că ați reușit să ajungeți din nou la Bârlada alături de bârlădeni și nu numai, și sunt convinsă că veți avea în continuare să ne spuneți lucruri importante și interesante pentru siguranța noastră și pentru ce urmează să vină în anul acesta. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc celor care ne ascultă și care ne urmăresc. La mulți ani din partea colegilor mei de la Inspectoratul de Poliție a Județului Vaslui și, de ce nu, de la toți colegii din cadrul Poliției Române. Mă bucur să încep anul și să le vorbesc celor de la, care ne ascultă de la Bârlad, de la Roma, de la Piatra Neamț, de la Bicaz și cred că de la Fălticeni. Încercăm să venim aproape de ei și să le prezentăm sau să-i îndrumăm să nu devină, să stea de partea care trebuie a legii. Da, mulțumesc frumos, mi-ați servit o minge foarte plăcută la fileu, pentru că, într-adevăr, această emisiune chiar asta urmărește, să ne îndrume cum anume să stăm de partea corectă a legii, pentru că, în definitiv, diferența dintre cele două părți ale legii în momentele acestea ale vieții noastre este atât de firavă încât oricând, oricare dintre noi putem să trecem de cealaltă parte a legii. Așa este. Noi sperăm că venind alături de dumneavoastră să reușim pe cei mai mulți dintre ascultători și dintre privitori să-i menținem, să-i ținem informați și să putem să ajutăm la prevenirea unor fapte antisociale. Domnule subinspector, vă rog frumos să îmi spuneți ce s-a mai întâmplat nou de la ultima noastră întâlnire. Păi am sărbătorit, am trecut cu bine, să spunem așa, de sărbătorile ocazionate de sfârșitul anului. Am avut am sărbătorit Crăciunul, dar am sărbătorit și sfârșitul de an și practic începutul anului nou. Vorbesc de cei care au sărbătorit care sunt creștini ortodoxi. Acum, în perioada asta, se sărbătorește perit vechi, cum este formularea populară. Au și ei sărbătoresc și suntem alături și de cei de alte confesiuni sau de alte credințe și cei care sărbătoresc într-un mod diferit de ceea ce face mare majoritatea noastră, a românilor. Zicem noi că am trecut bine. Fapte antisociale au fost, dar nu am avut un sfârșit de an cu multe evenimente neplăcute. Sperăm să ținem tot așa. Colegii mei de la arme explozive și substanțe periculoase au avut o perioadă fructuoasă. Practic, pe data de 6 ianuarie s-a încheiat campania Foc de Artificii și am avut rezultate foarte, foarte bune. Am reușit să scoatem de pe piață o cantitate foarte mare de produse pirotehnice, care, zicem noi, că a ajutat la prevenirea unor fapte care puteau să fie tragice pentru unii dintre noi. Și ne bucurăm că ascultătorii și privitorii au înțeles mesajul că artificiile sunt de joacă și e ok, dar acele petarde și acele obiecte pirotehnice nu trebuie manipulate și nu trebuie folosite decât de persoane sau firme sau entități autorizate. De aceea am observat că foarte mulți dintre reprezentanții autorităților locale au încercat să se implice și au organizat prin firme specializate, acele focuri de artificii de care s-a bucurat toată lumea și ne dorim ca în continuare la fel să se întâmple. Trebuie să înțelegem că e mai important decât o bubuitură, este mai important un deget, o mână sau e mai important ca copiii, vecinii, oamenii din preajma noastră să se simtă protejați. O situație la care, sincer, poate nu m-am gândit până anul acesta este că și iubitorii de animale sunt foarte afectați în perioada asta.
Sunt foarte multe animale care nu suportă foarte bine aceste explozii, aceste mici detonări, și atunci și la ei trebuie să ne gândim când încercăm să protejăm. Practic, comunitatea înseamnă și animale de casă și animale de companie, și atunci e bine să ne gândim și la ceilalți înainte să folosim un obiect pirotehnic. Ținând cont de faptul că ați amintit de animalele de companie, într-adevăr, legislația în domeniu este oarecum permisivă. Cât până unde puteți să mergeți dumneavoastră în cazul în care apar acte de cruzime împotriva animalelor? Noi putem să mergem atât cât te permite legislația, ca să spun așa. Noi, în principiu, fie suntem sesizați de unele persoane care consideră că legea a fost încălcată și atunci luăm și facem măsuri, fie dacă ajung prin alte modalități în atenția noastră astfel de situații, ne sesizăm din oficiu și le verificăm. Acestea pot fi fie de sorginte, ca să spunem așa, contravențională, fie de natură penală, și atunci vom lua cu siguranță măsurile legale pe care le avem la dispoziție și noi o să uzăm strict de competențele pe care le conferă legea. E adevărat, percepția populației câteodată este că ar trebui să facem mai mult sau ar trebui să facem nu știu ce fel consideră fiecare. Dar noi trebuie să acționăm tot timpul și doar în conformitate cu legea și în spiritul legii. Adică nu putem să acționăm în funcție de cum își dorește fiecare dintre noi, trebuie să respectăm legea și să fim de partea legii și să o aplicăm, pentru că noi suntem organul care pune în aplicare prevederile legale strict legate de ordine și siguranță publică. Pentru răspunsul pe care mi l-ați dat, și aș vrea să plusez puțin, pentru că să spunem că eu consider că omul legii nu a făcut ceea ce eu consider că ar fi fost corect, cinstit, drept și alte cuvinte de tipul acesta, și iau eu legea în propriile mâini, pentru că, într-adevăr, vecinul meu, fiind om rău, a dat o petardă și mi s-a speriat câinele. Mai mult decât atât, știți foarte bine, pot să și moară câinii, dar îmi fac eu dreptate. Păi atunci ajungem în situația în care vom fi noi cei care, în loc să fie vecinul nostru, să zicem, de exemplu, ipotetic pe care l-ați dat, în loc să fie vecinul nostru cercetat pentru o faptă penală sau să fie sancționat contravențional, vom ajunge noi să dăm socoteală și să fim fie amendați, fie vom fi cercetați penal pentru, în funcție de ce facem. Ăsta este motivul pentru care legiuitorul și societatea românească, societatea noastră, a stabilit ca poliția și celelalte organe judiciare să aplice legea. Noi suntem cei care punem în aplicare prevederile legale și nu avem precizarea că și le pune fiecare în aplicare cum dorește. Pentru că de unde prevederile sunt, cele mai multe dintre ele sunt foarte clare și stricte, vor fi tot timpul situații când opinia noastră de individ nu va coincide cu opinia unei celelalte persoane cu care aflăm într-un conflict sau într-o situație, vor genera discuții și atunci fiecare dintre noi, crezând că are dreptate, va încerca să facă cum consideră. Ei, nu. Legiuitorul român a stabilit că poliția și, bineînțeles, organele de parchet, instanțele de judecată și fiecare dintre noi, ei sunt abilitați să pună în aplicare aceste prevederi pe care le-a gândit el. Și atunci noi aplicăm, punem în... noi luăm acte de unele situații și luăm măsurile legale în vigoare. E adevărat, cum am spus și noi asta, dacă petentul sau dacă persoana vătămată, să zic, în situația unei fapte penale, consideră că organul de cercetare sau organul de poliție nu a acționat cum se aștepta dumnealui, consideră că el are dreptate, se poate adresa fie instanțelor de judecată pentru o abate de natură contravențională, fie parchetului pentru o abate de natură penală, să se sesizeze: domne, consider că organul de poliție sau organul al statului nu cred că și-a făcut datoria cu temenicie, cu bună credință, și atunci, bineînțeles, aceste organe care vin și coordonează activitatea, parchetul care coordonează activitatea organelor de poliție, pot vedea și pot lua măsuri unde se impun. De cele mai multe ori, aproape în totalitate, se dovedește că colegiul meu acționează de bună credință și atunci nu este nevoie. Dar persoana din societatea noastră are dreptul, cetățeanul are dreptul să se adreseze. Sunt drepturi conferite de Constituție și, bineînțeles, de legi, de codul de penal și de codul de procedură.
Eu mărturisesc faptul că lucrez de foarte mulți ani cu poliția din orașul nostru și nu numai. Din fericire, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, de partea corectă a legii, din punctul meu de vedere, polițistul, pe lângă ceea ce știam noi că este acesta, devine din ce în ce mai mult și un bun psiholog. De ce această calitate este importantă pentru polițistul zilelor noastre? Păi, consider că intrând în contact cu foarte mulți dintre noi, dintre populația civilă, fiecare având temperamentul și având caracterul și având personalitate diferită, este nevoie să înțelegem fiecare, să-l înțelegem pe acest cetățean care vine la noi cu o problemă sau care ajunge să-l cunoaștem într-o situație, să înțelegem ce-l face să gândească o anumită problemă într-un anumit fel, ce-l face să reacționeze într-un fel, ce-l face să vorbească într-un fel, ce-l face să... astfel încât, înțelegându-l și înțelegând situația în care se află, ne-ar fi mai ușor să-l ajutăm. Consider că, într-adevăr, deși poate nu primim studii de psihologie sau poate am colegi care au făcut psihologie înainte să profeseze ca polițiști sau s-au pregătit în paralel. Dar consider că prin natura serviciului ajung să fii și un bun psiholog. Și cred că e o calitate care ne ajută foarte mult în meseria pe care o avem. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce cazuri deosebite s-au întâmplat de la finalul anului trecut până în momentul acesta? Nu aș putea să vă zic acum, multe dintre ele, cele deosebite, sunt în cercetare exact, nu ne puteți da detalii, știu. Da, e adevărat. Da. Pot să vă spunem că la începutul anului doi colegi de-ai noștri dintr-o patrulă de poliție a secției 3 poliție rurală Bârlad au descoperit o tranzacție, ca să spunem așa, cu niște bunuri de contrabandă, mă refer la niște țigarete. A fost undeva la 150.000 de țigarete, o cantitate destul de însemnată. Cu ocazia acestei descoperiri s-a reușit și confiscarea unei sume de 50.000 de lei și mai multe bunuri. Două autoturisme au fost indisponibilizate. Se efectuează cercetări în acest moment de către Serviciul de Investigație a Criminalității Economice și două persoane care luau parte la această tranzacție ilegală au fost reținute și ulterior una dintre ele a fost arestată pentru 30 de zile. Deci cumva am început anul în forță. Am avut din păcate și un eveniment nefericit chiar aici lângă Bârlad, un accident rutier, o persoană care din ce mi-amintesc cât a traversat neregulamentar, nu aș vrea să greșesc, și tragem un semnal de alarmă față de conducătorii auto. De obicei sunt cei care ascultă mai mult la radio, la volan, să fie foarte, foarte atenți, să facă tot ce ține de ei, astfel încât să protejeze o viață sau să protejeze o persoană. Chiar dacă unii dintre pietoni care se angajează în traversări neregulamentare fac o greșeală, nu ar trebui să plătească cu viață și de asta noi rugăm să fie și ei foarte atenți, ne adresăm și pietonilor și părinților care au copii sau care supervizează, ne adresăm celor care locuiesc sau folosesc foarte des drumurile, mă refer la cele mari, cum este acest european care tranzitează județul nostru sau cele naționale sau chiar cele județene, comunale, să aibă grijă să circule regulamentar, să stea cât mai aproape de acostamentul drumului, să îi rugăm, noi am început o campanie pe care sperăm să o continuăm, O Vestă pentru o Viață, când am reușit să strângem undeva la aproape 10.000 de veste, am obținut din donații și am împărțit în zone rurale unde erau tranzitate aceste zone în care locuia populația, de drumuri importante și unde, îndeosebit, am mai avut evenimente negative. De aceea, bine, noi am oferit atunci și la bicicliști, și la căruțași, și la pietoni, am oferit la toată lumea și de asta sperăm ca cei care locuiesc în sate, în comunități, în locuri unde sunt tranzitate sau au drumuri care sunt intens circulate să se protejeze și folosească o vestă reflectorizantă, astfel încât să poată fi observați în deosebie pe perioada nopții, pentru că pe o vreme întunecată, cum sunt lunile de iarnă, când avem fie o ploaie, fie o burniță, fie avem o
o lapoviță sau un nisoare, sunt foarte, foarte grei de observat. Vedeți, dumneavoastră, hainele astea de iarnă sunt de obicei de culori închise, nu sunt stridente și atunci trebuie să facem totul să fim observați de participanții la trafic. Și de aceea dorim ca toți cei care ne ascultă să aibă grijă, să vorbească cu cei din familia lor și cu cei cu care intră în contact, să le ofere aceste sfaturi astfel încât să nu mai avem evenimente negative sau să minimalizăm existența lor. Ați vorbit despre pietoni. Vă mărturisesc faptul că eu, în calitate de pieton, sunt îngrozită de cum circulă pietonii. Înțeleg. Conducătorii auto au reguli stricte pe care trebuie să le respecte pe drumurile publice. Dar pietonul, omul acesta, adică noi, pietonii, pentru că toți suntem pietoni, unii dintre noi suntem și conducători auto. Pietonul nu ar trebui să respecte, chiar dacă nu există reguli scrise, niște reguli de bun simț. Și vă mărturisesc faptul că mă îngrijorează faptul că sunt mămici care își pun căruciorul pe trecerea de pieton, căruciorul cu al lor micuț în cărucior. Ele stau la semafor, liniștite, cu acel cărucior pe trecerea de pieton. Și nu este singurul exemplu. Dimpotrivă, se așează pietonul pe trecerea de pieton. Acele prevederi, când am spus participanți la trafic, chiar dacă pietonii sunt pe jos, nu sunt cu un vehicul sau cu un moped sau cu altceva, sunt și ei participanți la trafic. Adică se supun de regulilor codului rutier. De aceea nu sunt absolviți, ei pot fi amendați în funcție de comportamentul pe care l-au în trafic. Când spun trafic, mă refer că se află fie în zona drumului, fie pe partea carosabilă, fie pe acostament, adică când participă efectiv, că nu se află pe trotuare sau mai știu pe unde, și pe trotuar. Sunt cumva că trotuarele fac parte de obicei din părțile pe care alături de care se află. De aceea și ei răspund și v-am povestit și data trecută, văzusem la un inspectorat învecinat, un client publicitar, la o companie socială derulată de noi, de Poliția Română, când spunea că la fiecare 630 de traversări neregulamentare, un om își pierde viața. Tu la câte traversare ești? Adică trebuie să fim conștienți că nu există, nu mi se poate întâmpla mie. Că indiferent unde trebuie să ajung și cât de repede și ce am de făcut, viața trebuie să aibă prioritate și că viața mea este mai importantă de orice altă activitate pe care aș putea să o fac. Mergând, traversând eu știu pe unde, fără să mă asigur, fără să mă uit după, fără să am grijă că mai sunt care traversează copiii de mână, cum am spus, căruciorul. Aici ține de fiecare, dar eu personal nu mi-aș ține căruțul pe trecere și așa pe... Pentru că regretele care pot izvorând dintr-o situație de asta tragică, sunt fără temei dacă se întâmplă o nenorocire. Adică degeaba ne uităm după altcineva, stabilim un vinovat dacă viața a fost curmată sau dacă, eu știu, cineva este rănit grav. De aceea, cred că trebuie toți să fim conștienți de pericolele la care ne expunem când luăm parte la trafic. Fie că suntem pietoni, fie că suntem bicicliști, mopediști, fie că suntem căruțași, fie că suntem conducători auto. Într-adevăr, cel mai atenți cred că trebuie să fie conducători auto, pentru că fiind la volanul unor vehicule care dezvoltă niște cai putere, se mișcă cu viteză, au o masă destul de ridicată, ei cumva trebuie să fie și atenția mai sporită, dar cred că toți dintre noi trebuie să fim atenți. Iar noi care suntem în comunicare, cred că trebuie să amintim cât putem de des ascultătorilor și persoanelor care intrăm în contact să prețuiască mai mult viața decât orice altceva ce ar putea să considere că prezintă oarecare importanță. Credeți că noi, cei care observăm astfel de lucruri, adică și eu, în speță, eu personal, credeți că ar fi bine să atrag atenția unei astfel de persoane? Bineînțeles. Bineînțeles. Adică noi ne cramponăm. Noi suntem români așa cu bun simț, cu ce e treaba mea, nu îmi spun eu că se supără. Ok, și dacă se supără, că nu i-am spus să... Te rog, dacă vedem pe cineva care vrea să se pregătește să traverseze și vine că vin mașini,
te rog frumos să mai aștepți, că vin mașini sau... Se întâmplă cu copiii de cele mai, eu pățesc cu copiii de cele mai multe ori și îi opresc înainte să traveseze, astfel încât să preîntâmpinăm. Dar nu văd un lucru rău ca să dăm dovadă de un bun simț civic și să educăm. Că vor fi însușite sfaturile sau nu, e important să ajungă mesajul. Dacă cineva, cine îmi dorește, o să treacă sau o să traverseze sau o să circule la fel de haotic. Dar poate cineva, efectiv, prins de grijile astea care le aveam în cotidiene, chiar nu s-a gândit sau chiar... Și atunci, cred că un sfat e binevenit pentru oricine. Da, ați fost un foarte bun avocat al pietonilor care nu sunt foarte atenți la regulile de circulație. A început școala. Eu știu cu certitudine că poliția are foarte multe proiecte legate de elevi. Nu doar ceea ce privește circulația. Știu că mergeți în instituțiile de învățământ, acolo unde există copii cu risc de a încălca legea, mergeți și le explicați tot felul de lucruri. Ce nu puteți vorbi despre astfel de proiecte? Și ca despre să fiu corect, nu doar poliția, toți colegii mei din cadrul structurilor Ministerului Administrației și Internelor lucrează și derulăm activități astfel încât să preîntâmpinăm și să prevenim și să conștientizăm populația cu faptele la care pot fi victime minorii sau care pot fi săvârșite de către minori. Și mergem împreună în școli, am avut campania 10 la educație, care a debutat odată cu începutul școlii, unde cred că am reușit să ajungem în toate liceile din județ. La foarte, foarte multe școli și nu ne oprim aici. Încercăm tot timpul, am avut un parteneriat cu Lidl, liber la educație pentru circulație, unde la fel acel parteneriat s-a adresat mai mult copiilor, să zicem, mai mici. A fost foarte interactiv, cu un covoraș interactiv, cu un polițist care avea o baghetă. Cine răspundea corect primea un premiu, cine răspundea greșit primea o amendă ipotetică, să spunem așa. E adevărat că toți copiii au fost premiați la final, dar încercăm să venim pe placul și în întâmpinarea tuturor, astfel încât să ne facem mesajul înțeles că copiii trebuie să știe ce înseamnă și acolo când ne întâlnim, deosebi vorbesc de colegii mei de la prevenire, să venim și să le explicăm copiilor ce să facă astfel încât să nu devină victime. Știți că am discutat și data trecută despre siguranță pe internet, despre siguranța acasă, despre siguranța la școală. Cel puțin când am fost la ultimele licee la care am participat și eu, l-am luat pe copil, ca să spunem așa, de la pleacă din bloc. Am luat noi un copil la blog, am spus că ușa să fie geamurile asigurate, ușa sau cu ușa, unde pune cheia, cum iese din scară să nu se împiedice, cum traversează, cum circulă pe trotuar să nu se împingă, cum ajunge la școală, ce să facă să nu, în ore, în timpul orelor sau în pauze sau vezi că tot timpul apar, se mai pierde un ghiozdan, se mai pierde un telefon, se mai pierde un măr, se mai pierde. Și am discutat după aia la plecare, cum face, cum... Am încercat să venim pe înțelesul lor, astfel încât să minimalizăm riscul ca aceștia să devină victime. E adevărat, am discutat și pe partea alaltă. Când minorii pot ajunge să devină ei infractori, ca să spunem așa, să începem să facă fapte, că de la face ceva la... este o cale mai lungă. Și am încercat să venim și să le explicăm de ce e bine să, de ce este bine să nu facă fapte. Și că de obicei bunul simț și propria conștiință le spune dacă e bine să facem ceva. Știți că mă întreb, da, asta dacă fac eu, e infracțiune, dar asta așa, dacă tu te gândești că vrei să faci ceva și te gândești că e un lucru rău, e clar, nu-l fac. Adică este cel mai simplu detector de fapte. Strict legat de siguranța elevilor, noi luăm și noi parte în marele dispozitiv de siguranță, ca să spunem așa, împreună cu ceilalți, cu colegii de la jandarmerie, cu structurile de poliție locală, astfel încât avem cât de cât să fim asigurați în zona tuturor unităților de învățământ, să asigurăm cât putem protecție sau să fim în zona intersecțiilor sau în zona acelor treceri de pietoni unde este un trafic mare de copii. Cred că și în Bârlad am văzut că în jurul școlilor, cel puțin dimineața și la prânz, când se face schimbul de ture, la fel
și la noi la Vaslui și cred că la fel în toată Moldova și toată țara. Încercăm să venim acolo astfel încât să putem fluidiza traficul, să nu avem părinți care își lasă mașinile într-un mod irresponsabil, care pot afecta și traficul, dar pot provoca și alte tragedii, pentru că pot obtura vederea și atunci să pot fi mici copii, mai aleargă, mai fum. Zicem noi că ne dăm interesul să facem cât se poate de multe pentru Încă un lucru ce mi se pare mie interesant este legat de școlile, de instituțiile de învățământ. În general este vorba despre licee, dar nu numai. Acolo unde se petrec într-adevăr fapte penale, ați atins puțin de acest subiect. Aveți cunoștință despre școlile unde sunt mai mulți copii care săvârșesc fapte, care contravin legii, să nu le spunem chiar penale, pentru că este vorba despre bătăi, despre, mă rog, așa cum ați spus, că dispare un măr. Mărul acela nu dispare singur, mărul dispare luat de către unul dintre colegi. Acum nu am date statistice, dar chiar dacă aș avea, nu aș putea să vorbesc categoric. La liceu X sau Y se fură, sau la liceu X și Y se petrec mai multe fapte de lovire sau știu, amenințări sau nu. Ideea e că, statistic cel puțin, unde sunt mai mulți elevi, este riscul să fie mai multe fapte. Aici ține și de cum se organizează liceul, cum doresc și copiii, cursanții să se manifeste. N-aș putea să spun că, practic, este o zonă unde se produc mai multe fapte din cauza factorului X. Astea sunt discuții pe care trebuie să le abordeze cei care studiază criminologia și cei care fac, care evoluează la nivel macro aceste tendințe. Noi suntem aici să facem cât se poate de mult, astfel încât să nu avem niciuna, da? Că s-ar putea într-un an să nu avem nici măcar o faptă. Să nu aveți de treabă, ar fi bine, să dăm mâine de poliția. Da, ar fi un lucru extraordinar, da. Să nu mai avem infracțiuni, da. Sincer, nu m-a deranja să-mi închei cariera în poliție și ar fi extraordinar să nu mai avem niciun polițist, că nu mai sunt fapte penale. Asta cred că este dezideratul absolut al oricărui stat. Din păcate, dar vedeți, ține de utopie, așa da, este o utopie să ne gândim acolo. Noi sperăm să, și secretul este să reușim să trecem control. Da. Vorbeați de străzi. Sunt la noi în Bârlad, din păcate, s-au mai șters o serie de marcaje care atrag atenția. Se vor reînnoi aceste marcaje? La ce vă referiți? Marcajele rutiere, exact. Da, sigur. Asta țin mai mult de administratorii drumurilor. E adevărat că și poliția este parte în această mare mecanism de avizare și de aprobare, dar probabil, cu siguranță, când vremea va permite, din ce știu eu, marcajele acestea se reînnoiesc ori de câte ori este nevoie, dacă îi impun, sau de obicei după perioada de iarnă, când s-au terminat cu zăpezile, cu dezăpezitul și atunci trebuie refăcute, pentru că fie intemperiile afectează marcajele, fie noi, populația umană, care mergem să dezăpezim și atunci faptele acele produse chimice sau care sunt foste chiar la dezăpezire. Da, sperăm să... Au fost în Bârlad o serie de flashmob-uri. Da. Flashmob-uri care atrăgeau atenția asupra circulației pe drumurile publice. Se vor mai repeta astfel de lucruri, pentru că și acestea cu certitudine au fost făcute cu aprobarea. Sunt considerate ca niște adunări publice. În mod normal, acele flashmob-uri, cum au fost ele, cum au apărut prima dată, au fost niște manifestări spontane, nu sunt aprobate și atunci probabil au avut parte de un alt tratament, să spunem așa. Noi am fost anul ăsta, nu știu dacă am luat parte, noi de obicei suntem invitați și participăm cu drag și dacă venim și dacă măcar să putem să asigurăm că participanții, cei care vor să facă această manifestare să fie protejați. Adică mă gândesc că dacă se face într-o zonă intercirculată sau dacă se face într-o zonă rutieră sau dacă se face într-o altfel de zonă, e adevărat, cu zona rutieră este nevoie de avize, e mai complicat, da? Unde se facă în locuri publice, unde este aglomerat, măcar acolo să putem să asigurăm un minim de protecție. Aici lucrăm foarte bine și cu colegii la jandarmerie care se ocupă de aceste chestiuni legate de drumuri publice. Dar zic că se întâmplă și în Vaslui, să știți, și la Negrești am avut chiar... Noi am fost parte dintr-un proiect la un centru de școlar de educație inclusivă, unde s-au făcut niște cărți de colorat, s-au făcut un manual de protecție a copilului, s-a făcut un flashmob în Negrești, adică lumea a început să înțeleagă că oricât de mic ai fi și oricât dacă îți dai interesul să ajuți semenii, este foarte bine. Da, noi răspundem, cred că n-am refuzat nicio
nicio astfel de invitație. Ne dorim ca populația civilă să aibă un dezvoltat simț civic, să continue astfel de manifestări, să facă orice vine în sprijinul lor și al semnilor și al nostru, bineînțeles. Când plași mobul, să întrebe de ce facem asta, să atragem atenția, să întrebe copiii, să întrebe părinții, zic, uite, e și chestia interesantă, da, uite, asta m-am gândit și atunci, da, sunt modalități noi prin care se deschide și se punește o discuție, un topic și atunci, da, cum să nu. Sunt lucruri pozitive pentru noi, da, toți, așa cum a spus și dumneavoastră. Sigur că da. Da. Despre județul Vaslui, cum bine știți, nu se spun vorbe tocmai frumoase. Cum este infracționalitatea în general la noi în județ? Din punctul de vedere al omului, aș vrea, vă rog frumos, să-mi spuneți, și după aceea din punctul de vedere al omului legii, care este obligat să țină sub control acest lucru. Ce pot să vă spun? Nu aș ști să compar, nu aș putea, nici din punct de vedere al poliției nu pot să vorbesc. Noi încercăm să ne canalizăm, să facem tot ce ține de noi, suntem mai puțin preocupați de locul pe care ne clasăm, clasamentul național. De obicei, oamenii care vorbesc despre județul Vaslui într-un sens negativ, legat de infracționalitate, de cele mai multe ori nu cunosc într-adevăr situația reală. Sunt oameni care sunt intoleranți la nou, ca să spun așa. Ce să vă zic? Sunt niște prejudecăți care au fost continuate și nu s-au fost stopate. Noi muncim foarte mult să stopăm aceste prejudecăți. Ne-am implicat cât am putut în toate activitățile în care am putut. Avem foarte mulți invitați. Județul, paradoxal, a ceea ce se vorbește, este duduie de cultură, de inițiative civice, de inițiative sociale. Avem foarte multe manifestări sportive, avem foarte multe, și noi ca poliție am reușit să organizăm la Vaslui, noi și cu celelalte structuri ale Ministerului. A fost prima dată anul trecut campionatul de judo pe minister, acum a fost campionatul de fotbal pe minister. Mă gândesc că oamenii au plecat mulțumiți de aici și au dat seama că, de fapt, Vaslui pe care știu eu din ziare sau din vorbă în vorbă nu există în realitate. Dar asta nu ține de noi. Noi putem să muncim cât se poate de mult și sperăm că oamenii să perceapă Vaslui așa cum este. Din punct de vedere infracțional, n-aș putea, v-am zis, nici nu pot și nici nu mi-aș dori să fac o comparație, pentru că fiecare județ are specificul lui, fiecare județ are oamenii lui, fiecare județ are întinderea lui, are populația lui, ar fi incorrect față de oricare dintre, și față de noi, și față de ei, și atunci nu văd. Dar noi pot să vă spun doar că noi nu suntem acel județ negru pe care îl vede toată lumea. Și din păcate, doar cei puțini care ajung să intre în contact cu oamenii de aici, cei pe care îi vedem de obicei la televizor, unde vedem extremele. Vorbesc de populația normală, populația reală. Cred că suntem, dar trebuie să fim mândri de cine suntem și să nu avem niciun fel. Eu personal am niciun fel de prejudecată când mă întâlnesc cu colegi sau merg în alte părți și vorbesc cu drag că din Vaslui și nu am niciun fel de problemă. Vă mărturisesc sincer că mă bucură foarte mult faptul că ați fost un foarte bun ambasador al culturii în țară, al culturii vasluiene, pentru că, într-adevăr, județul nostru are foarte multe activități culturale, așa cum a spus și dumneavoastră. Și eu am colaborat cu poliția și cu jandarmeria în realizarea multor activități culturale, motiv pentru care, într-adevăr, mă bucură faptul că ați fost un ambasador. Se spune despre noi, despre vasluieni, că am fi mari consumatori de alcool și că, din cauza aceasta, faptele care contravin legii ar fi mai mult săvârșite aici, în această zonă. Tocmai ați spus că nu este vorba despre acest lucru. Nu cred. Eu cred că lipsa de educație aduce cel mai mult sau are o pondere foarte mare în cauza care produce infracțiune. Acum, v-am zis, nu este treaba noastră să judecăm. Să judecăm. Este treaba celor care, am zis, criminologii care asta fac, studiază aceste științe de criminalității, nici cu consumul de alcool, nu știu ce să vă zic, că nu am. Probabil că patronatul alcoolului din România ne poate spune exact unde se consumă cel mai mult alcool. Ca pondere, că mă gândesc că Vaslui este undeva la mijlocul ca număr de locuitori în România și atunci
trebuie să ne aportăm pe cap de locuitor. Nu știu, sincer, nici nu sunt curios să aflu. Da, nici nu ar putea, mi-ar schimba în un fel percepția dacă aș afla că este așa sau nu este așa, pentru că oricum ar fi o chestie care nu ar fi la îndemâna mea sau a colegilor mei să îi intervenim cumva, să se consume mai puțin sau... Da, acum fiecare orânduitor, fiecare legiuitor, v-am zis, care stabilește și generează legi și legislație, cred că el este în măsură să vorbească despre inițiative care pot spori sau pot sau să nu sporească criminalitatea. Dar strict legat de consumul de alcool nu sunt în măsură să vorbesc. Decât de cel la volan, într-adevăr, unde muncim foarte mult consumatorii să-i înlăturăm din trafic și, într-adevăr, avem foarte multe constatări care încercăm să le și prezentăm astfel încât lumea să înțeleagă că nu e loc de alcool la volan. Oricum mai dau, de oriunde ești, din orice colț al județului, dacă ai băut, nu te urci la volan, sau chiar și dacă nu ai băut, nu te urci la volan cu cineva care conduce și care a consumat alcool, pentru că este pusă viața în pericol și a lui, și a ta, și a celor pasageri din auto. Cum finalul emisiunii se apropie cu pași foarte repezi, dar începutul anului abia a bătut la ușă, vă rog frumos să ne dați o serie de sfaturi astfel încât să nu trecem de partea cealaltă a legii, cum frumos ați spus dumneavoastră la începutul emisiunii, dar și să ne ferim să devenim victime, pentru că putem să devenim cu ușurință și victime. Vă rog frumos! Sunt foarte multe domenii în care aș putea să vorbesc despre ce am putea face să ne victimizăm. Prima dată cred că ar trebui să avem grijă de noi, asta e cel mai important sfat, să ne protejăm noi, să încercăm să ne lăsăm pe mâna altora, pentru că dacă nu avem noi grijă de noi, nu va avea nimeni. Mă refer că tot am discutat atât de mult de trafic rutier, de circulație și atunci este important să ne lăsăm pe mâna noastră, să nu depindem de nimeni, să nu ne gândim că șoferul ăla nu are cum să facă nu știu ce sau că cel care intră cu siguranță va frâna sau să încercăm pe cât posibil să ne protejăm singuri. Dacă ar fi să vorbesc de contactul cu colegii mei, să rog cetățenii să aibă o conduită demnă, să aibă o conduită normală, să asculte de instrucțiunile pe care le dau colegii mei și de sfaturi, astfel încât să nu creăm o tensiune care nu ne poate aduce nimic bun. Noi acum promovăm foarte mult modificările care vor intra în vigoare de la sfârșitul lunii, care au adus câteva modificări ale acțiunilor colegilor mei pe mai multe paliere și atunci este bine ca până ne familiarizăm total cu aceste prevederi, ei să asculte de indicațiile colegilor mei. Mi-aș dori ca noi, cetățenii, să avem grijă de persoanele în vârstă care ajung mai greu informații la ele sau care au nevoie de mai mult sprijin. Mi-aș dori la fel de bine ca să ne protejăm copiii, fie că vorbim de ai noștri, fie că vorbim de alți copii, să avem grijă de ei, pentru că ei încă nu au un descerăm în care să se permită să se protejeze foarte bine. Mi-aș dori să nu consumăm acolo în exces, că tot am vorbit. Mi-aș dori să nu ne urcăm la volan dacă am consumat totuși alcool. Sub nicio scuze? Nu, dar nu există nicio scuze, nici măcar. Mi-aș dori ca cei care, cum am mai spus, cei care urmează să meargă la o călătorie cu că e mai scurtă, că e mai lungă, cu cei care au consumat alcool și vor să conducă, să îi împiedice, să nu se urce cu ei, să încerce să-i convingă că nu e ok să conducă cineva care a consumat alcool. Mi-aș dori ca, de ce nu, să copiii noștri să înțeleagă că distracția nu vine din anul nu vine din pocnirea petardelor sau acele obiecte pirotehnice, că trebuie să ne gândim și la ceilalți, pentru că pot apărea niște vătămări foarte, foarte, foarte urâte, foarte grave și atunci e bine să un moment de neatenție să fie, să-l eradicăm cu totul, să nu-l avem. Îmi doresc să fim oameni mai buni, îmi doresc să fim de partea bună a legii,
să fim alături de poliție, pentru că statul român are nevoie ca cetățeanul să sprijine poliția, pentru că o poliție slabă înseamnă că o poliție care nu va interveni într-un mod care să ajute cetățeanul. Noi trecem într-o perioadă interesantă, încercăm să ne reformăm, încercăm să... Suntem într-un schimb de generații, suntem cu o legislație care este într-o continuă schimbare, de aceea este important pentru noi să beneficiem de sprijinul populației. Îi asigur pe toți cetățenii că colegii mei fac toate eforturile astfel încât serviciul polițienesc să fie unul de calitate, care să fie pe măsura locuitorilor județului Vaslui și de ce nu întreaga Moldova, de ce nu întreaga țară. Și sperăm să nu discutăm decât de inițiative civice, de multe campanii de informare pentru copii. Noi n-am discutat, dar noi am mers și în mediul rural, am avut campanii de informare și de prevenire derulate de colegii mei cu sprijinul organizații sau fundații. Am mers și am combătut și am încercat să conștientizăm lumea despre violența în familie, cum să o combatem, cum să ne devenim victimă, despre ordinul provizoriu de protecție emis de polițist. Prevedere foarte bună, care am folosit-o foarte mult la noi în județ. Am vorbit cu bătrâni, am discutat despre acele înșelăciuni, despre acele furturi prin metoda pomana, cum îi spunem noi, pe cancer. Deci rugăm pe toți cei care pot să discute și să aibă grijă de bătrâni, de copii, de semeni, de ce nu, să facem bine. Sunt multe, așa n-aș putea să vă zic. Oricum, eu vă mulțumesc din toată inima pentru că aduceți în fața ascultătorilor noștri oamenii îmbrăcați în uniformă, pentru că înainte de toate, bine, eu știu că psihologia dumneavoastră este de apărător al legii, al dumneavoastră tuturor, dar sub uniforma militară pe care o purtați sunt oamenii care pun mai mult decât ceea ce pun în general restul oamenilor în slujba celorlalți. Își pun viața, pun timpul lor, pun totul. Și eu mă bucur din toată inima că ați adus omul îmbrăcat în uniformă pentru ca să observe cei care ne urmăresc emisiunile, faptul că sunteți foarte apropiați de noi, sunteți foarte deschiși la comunicarea cu noi în orice condiții, în orice situații și că, așa cum spuneam, bine, eu nu am vrut să fac, adică nu era o glumă de prost gust, la poliție nu se închide niciodată. Polițistul este întotdeauna disponibil pentru noi. Se mai închide la poliție pentru cei care fac infracțiuni grave și care nu înțeleg să respecte regulile de conduită. E o glumă de prost gust doar pentru cei care ajung acolo. Pentru semeni este o glumă bună și, ce să vă spun, și aceasta este una dintre atribuții noastre, să închidem, să emitem acele ordonanțe de reținere sau ulterior să punem în aplicare mandatele de executare sau cele de arestare preventivă, astfel încât cetățeanul care nu corespunde, care nu dorește să facă parte în societatea noastră, să stea într-un loc special al lui, cămăruță de-a lui, astfel încât să nu-i mai deranjeze pe ceilalți. Sperăm să avem cât mai puțin, dacă va fi cazul, sperăm să avem cât mai mulți, dar v-am zis, vor scădea numărul numai dacă va scădea cu totul infracționalitatea, pentru că noi vom continua să aplicăm prevederile legale și vom lua măsuri. Aceste rețineri sunt măsuri cu caracter excepțional, sunt măsuri preventive, dar vom uza de acest instrument pe care îl avem ori de câte ori va fi cazul, fără tăgadă. Vă mulțumesc încă o dată, domnule subinspector. Și eu vă mulțumesc. Dragii mei, până la următoarea întâlnire, cu bine!